Bună dimineața și vă dau salutare, dragi colegi, de izolare, de carantinare și de urmărire aici pe Facebook. Parcă aș fi Rumburac, ăla cu inelul din Arabela, știți, ăla care avea gulerul înalt și făcea multe șmecherii. Șmecherii cum se fac acum și în America, la numărătoarea voturilor. Vai de mine și de mine, stăm cu ochii pe televizoare, cum stăteam pe vremuri cu ochii pe butelie. Ce se întâmplă în America? Ce se întâmplă în America și în timpul ăsta Putin stă aici, în coasta noastră. Așteaptă înserarea, ca măgarul din bancul ăla, știți? Vi-l spun eu mai încolo, dacă dați o cafea. Azi fără cafea. Dacă n-am ritm, nu-i vina mea, fără cafea. Nu s-a adunat nimic pe Buy Me a Coffee și aici nu mai avem nimic pe fundul ibricului, dar nu contează, mergem mai departe. Lui Trump nu iese numărătoarea, lui Biden îi iese socoteala. La 78 de ani, mă, să mai vrei să fii președintele țării? Pentru pensie specială sau care-i faza? Numără acolo voturile, își scot ochii, se acuză unii pe alții de fraudă, măcar alt candidat, că văd că a mai fost un candidat, nu numai ăștia doi. Rapperul ăla, Kanye West, soțul lui Kim Kardashian. Ăla știe, la 60.000 de voturi, curat, 60.000 de voturi. Avea mai mulți participanți la concerte, dar vedeți că socoteala de acasă nu se potrivește cu socoteala din târg. Nu-și pot număra voturile. Adrian Năstase a intervenit în problema asta internațională, că el știe cum se numără ouăle. Și voturile se numără la fel ca ouăle. Le iei în mână, le mângâi și după aia le numeri. Trebuia să o cheme pe doamna Grapini. Bă, doamna Grapini, aia număra stil Jean Constantin din Brigada Diverse. Una mie, una ție. Două mie, una, două ție. Și așa mai departe. Și se termina odată cu numărătoarea asta. La noi, vedeți, cifrele ies la fix. 8.651 de infectați am avut ieri. 8.651. Și numărăm în continuare. Noi nu avem state albastre, avem județe din ce în ce mai roșii. Vedeți? Situația e tristă pentru țară, e un semn când politicianul este bâtă și sistemul e de lemn. Așa-i. Nu mai merge situațiunea. Nu disperăm. Vedeți că și ministrul transporturilor, domnul Bode, e cu guvid. Stă în izolare, nu se simte rău, dar stă în izolare. Bă, și am spus la omul ăla, ești ministrul transporturilor, domnul Bode. Ce înseamnă asta? Ești la aer liber, ești la distanțare socială. Că autostrăzile noastre de aia nu fac guvid, că au distanțare socială, un tronson de 5 km, 20 de kilometri fără autostradă. I-am spus, domnule Bode, ieșiți pe traseu, ieșiți să vedeți ce se întâmplă cu infrastructura în România și nu vă atacă guvidele. În aer liber, să vedeți care e situațiunea. Mergeți să vedeți. Că uite, avem un pod construit în dreptul Brăilei, care să traverseze Dunărea. Un pod făcut anapoda, că n-are legături. Localitățile din jur nu sunt conectate. 2 miliarde de lei s-au băgat în podul ăla. 2 miliarde de lei. Noi, nu vechi. Și acum nu se poate continua podul pentru că e problemă cu păsările. Păsările și-au făcut cuibare acolo și vezi tu, Doamne, nu putem lua cuibarul să-l punem la 1 km mai încolo, nu, că lor le place chiar acolo, în habitatul din zona podului. Pe așa infrastructură nu o să avem niciodată. Că avem urși, avem lilieci, avem păsări, păsărici, păsărele, păsări și niciodată nu o să avem pe ce circula. Nu o să avem. O să ne luăm car cu boi, că boi sunt destui și o să mergem așa. La 100 și atâția de ani de la Unire, nu avem o autostradă care să lege țara de la est la vest, de la nord la sud. Păsăricile. Nu ne lasă păsăricile să facem autostradă. Apropo de păsărici, bine că mai merg avioanele. Cu 7-8 pasageri, avioanele au devenit un fel de rate. Știți, autobuzele alea care duceau muncitori, câteodată n-aveau pe nimeni ele, numai șoferul și vreo două, trei persoane. Nu ne interesează, apropo de păsărici, Bianca Drăgușanu s-a decuplat de Alex Body. De bucurie a plecat în străinătate, încă nu știm unde, dar între timp și-a ridicat certificatul de la IML. Certificatul cum că o luat-o pe coajă. S-a cuplat și s-a decuplat. Poate pe aeroport, poate în avion o fi întâlnit vreun milionar și are cuplată. Mamă, asta cuplează și decuplează cum cuplăm și decuplăm noi clima la mașină vara. 32 de grade afară, punem clima din spate, strigă soacră. Ni frig, chidio!
decuplăm, cupla mea restrigă copilul, în curmuci. Așa e și Bianca. Bianca este clima noastră, aerul vedetelor pe care îl respirăm. Bianca Drăgușanu se cuplează și se decuplă. Mai are vreme, mai are vreme, e crudă, e nu chiar cruduță, e crudă, e tânără și are timp să-și întâlnească miliardarul potrivit, că văd că cu milionar nu-i place. Poate întâlnește un miliardar, poate pe unul care are lampa lui Aladin și ai o freacă și iese de acolo un gin care îi îndeplinește orice dorință, că e foarte pretențioasă. Numai atenție și la lampa asta lui Aladin, că un doctor aș închina o cafea, dar n-am. Și că o zis Vasile că dă el mâine o cafea, pentru care îi mulțumesc anticipat. Pe Buy Me a Coffee, o cafea, pac, aș închina, dar n-am. Cât despre bere și pălinci, e ora 10 fără. Da. Un doctor din India, fiți atenți, un doctor din India s-a dus la poliție să reclame pe doi escroci care i-au vândut lampa lui Aladin cu vreo 93.000 de dolari și culmea, lampa lui Aladin nu funcționează. Doctor, bă, dacă era tarabagiu, tablagiu, nu știu, înțelegeam. Băi, da, doctor, să fii tu doctor? Extraordinar. Să mergi că e stricat un pic lampa lui Aladin. Zice, degeaba o frec că nu iese nimic din ea. Degeaba o frec că nu iese nimic din ea. Extraordinar. Nu? O lampa lui Aladin ar trebui în România care să ne îndeplinească dorințele. Că vedeți, asistații sociali din Ploiești au ieșit revoltați în stradă. De ce? Ei sunt asistați social și primaria le-a zis, veniți la curățenie dacă doriți să vă primiți ajutoarele sociale. S-au revoltat, au ieșit acolo în fața primăriei. Noi să muncim. Noi suntem asistați social. Noi nu putem munci. Noi trebuie să primim bani de la stat. Frumoasă, frumoasă situație. Nu degeaba au fost pe vremuri Republica de la Ploiești. Noi vrem să stăm pe ajutoare sociale. Că locuri de muncă sunt. Uite, DeLonghi din Jucu face angajări. 160 de oameni care să facă espresoare. Espresoare de cafea. Vă dați seama câtă nevoie de espresoare în țară dacă se fac 160 de angajări? Espresori de cafea. Să stăm treci, să vedem, să ne uităm unde e guviduțul. Merge guviduțul, pleacă guviduțul, e guviduță. Da, asistații din Ploiești, credeți că ar lucra? Nu. No. Sunt asistați, domnule. Noi pe ei îi plătim ca să stea. Și fac revoltă dacă îi pui să facă un pic de curățenie. Bă, justificați-vă ajutorul social. Sunteți sănătoși? Munciți! Nu sunteți sănătoși și aveți probleme? Atunci vă ajutăm. Așa de greu e în țara asta. Așa de greu ne înțelegem. Păi de aia suntem unde suntem. De aia avem probleme cu păsările și cu păsăricile. De aia avem probleme cu asistații sociale au ieșit în stradă. În loc să pună și mâna pe mătură, să întrebe, mă, dacă ești asistat social și primești bani, să te duci să întrebi, cu ce vă pot ajuta? Cu ce vă pot ajuta? Ok, nu-mi place să mă duc 8 ore la servici, dar totuși de banii ăia să fac ceva, mă. Să fac ceva, că vorba aia, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Dar ca la noi, la nimeni. Trump. Nu știu de ce mai vrea asta un mandat. Ca să facă America great again, să o facă mare, nu i-a ieșit în primul mandat? Păi să ia exemplu de la Werner. America se face mare pas cu pas. Pas cu pas, eu vă las, azi joi, mâine vineri, încheiem discuțiile aici, vă aștept pe Buy Me a Coffee, mâine sper să fiu cu o ceașcă de cafea în mână, că dacă nu intru în sevraj. Mulțumesc de urmărire, toate cele bune, o zi sublimă, v-am salutat!